some remarks from a physicist's point of view about what I heard so far. Well, not about the, only the last paper. When we translate physical quantity like energy, entropy, into psychological or sociological quantities, we should take care, be measurable, because entropy and energy are measurable. Secondly, we spoke a lot about the conservation of energy and the maximal principle of entropy. Conservation of energy holds only in systems that we never meet in nature or society, in isolated systems. The maximal entropy, only in isolated systems in equilibrium states. I like very much the slide with the split between Newtonian geometry and Gibbsian geometry. Gibbs, Willard Gibbs. Gibbs. Gibbsian. Gibbsian. Yep. Not any physics are applicable in economics, of course, but the physics of interacting agents, of, that is the statistical mechanics from which we can define the thermodynamical quantities and so on. In order to be closer to the reality, I think the slide should be completed with some Rigojian geometry or Nicolis geometry, because real systems... What is the second name? Nicoli? Nicolis. And Rigojian. Rigojian and who? Rigojian. The second one. The second name? Nicolis. Nicolis who? From Belgium, colleague and... Nicolis. Because the systems we investigate are far from equilibrium, are open systems and far from equilibrium system, would be interesting, such a geometry. Yes, I... There is a... Thank you. Less rigorous in sociology than much, much less rigorous. All very good points. That's a big subject that has to be worked out. Because when Prigozhin won his, when he did his work between the 70s and up until 2000, when Prigozhin passed in 2002, his view was the dominant view of the way thermodynamics is to be applied. So that's still a dominant mindset of people. A lot of people believe that right now humans are existing in a state far from equilibrium. And the idea is that some people even write books that say, right now I exist at the edge of chaos. And some people believe that. And it's there has to be a compromise between the two, Prigozhin and Gibbs. And that's something that has to be worked out. Because it's not the idea that right now, every day you wake up and you're at the edge of chaos is a misunderstanding of the translation from thermodynamics, particularly Prigozhin's variety and non-equilibrium thermodynamics to socioeconomics. It's more of a translation of Bernard cell dynamics, whereas when you heat the fluid, you take a Bernard cell of silicon oil, whale oil, and when you heat it up, the system is a homogeneous. It's a homogeneous liquid. And so when you heat it up past a certain Reynolds number, these structured, ordered structures form, these hexagonal cells called Bernard cells. And the idea of Prigozhin is that you go from disorder to order, and you have to heat the system up past a certain threshold. So what he's saying there, a lot of people have this belief right now. There's a lot of truth to Prigozhin, but it has to be reconciled with the way chemical reactions actually occur in the test tube. And the idea is that you mix two chemicals together, they will continue reacting until they reach the equilibrium point. So there's a balance between we have heat flow
through society, like Prigozhin says, but there's also people react in chemical systems when, say, two countries invade each other, or when you go into a party or something simple like this, there's chemical reactions. But all very good points. It's a very big subject that has to be worked out. I must apologize to Professor Kishan because we didn't find a priest, an active priest, to take and understand the solutions to this approach to constitution, physical approach or physics approach to constitution. It was indeed a very good lesson, like in the last year, and in the last year I remember that we discussed about corruption, yes, and all the time we have only the good idea and the application. Please now, Mircea Grigor, present your work from the 6 degrees of separation to the weighted small world networks. Thank you. As the slides are in English, let me explain them in Romanian, and only parts are from gestures and English. The United Nations Department for Development estimated that the world population exceeded 7 billion in 2011, in October. Nowadays the population is larger. However, when two people meet in an unexpected way, they often claim how small is the world. Ce mică e lumea, spune mai. Vom vedea în ce măsură această afirmație este corectă. Primul care a avut intuiția acestui fapt, că suntem legați, în ciuda numărului imens de indivizi, printr-un număr foarte mic de cunoștințe intermediare, Stanley Milgram, a inițiat un experiment sociologic, a amânat niște scrisori cu unor persoane alese arbitrar din Nebraska să le trimită unui stockbroker, agent de bursă din Boston. A considerat că, din punct de vedere geografic și social, Nebraska și Boston sunt foarte departe una de cealaltă. Instrucțiunile au fost să nu se trimită decât prin contact de la persoană la persoană, folosind cunoștințe. Și atunci, unii s-au luat după numele de familie, alții știind că e vorba de un agent bursier după cunoștințe din domeniul bancar, alții s-au luat după orașul de reședință, cunosc pe cineva în Boston, îi dau scrisoarea. Deci, scrisorile au mers din persoană în persoană, din mână în mână. Concluziile. Majoritatea scrisorilor au ajuns la destinație și au parcurs un număr mic de pași, un număr mic de etape de predare, primire. El a apreciat la 6 pași și de atunci expresia 6 degrees a pătruns în limbajul familiar al sociologiei. Evident, criticile au fost puternice la adresa acestui model, multiple surse de eroare, însă concluzia rămâne, oamenii sunt în general conectați printr-un număr mic de cunoștințe intermediare. Și mi-a numit acest fenomen small world effect. Evident, a fost exploatat din plin în industria talk show-urilor. Kevin Bacon, actor de la Hollywood, a afirmat că el cunoaște pe toată lumea de la Hollywood. Imediat pe un blog s-a inițiat un joc prin câte filme comune orice actor de la Hollywood ajunge la Kevin Bacon. Și
câteva dintre răspunsuri. Cam cum arată răspunsurile? Sunt cam vreo 400, se pot găsi pe un site. Problema celor 6 grade de separație a trecut și la reviste serioase. New York Times a demonstrat că oricare doi jucători de baseball sunt uniți printr-un lanț mic de cunoștințe intermediare, maximum 8. În 2008, iar în 2009 a inițiat o anchetă printre cititori câte grade de separare vă despart de Monica Lewis. Evident, trecând peste aspectul modern al fenomenului small world, este deosebit de important pentru comunicații și pe aici, prin comunicații, înțelegem în sensul cel mai larg. E vorba de răspândirea noutăților, a panicii, modelor, anecdotelor, aproape toate interacțiunile interumane au loc de la persoană la persoană. Și atunci, implicit, vizii, bolile se transmit mult mai ușor în lumea reală noastră, în această lume small world, decât într-o lume în care gradul de separare ar fi, să spunem, 10. Modelul folosit pentru construcția, pentru generarea unei astfel de rețele, nu cred că s-a instalat programul, pe ce se bazează? We have some problems with terminology, because in mathematics, the network theory is called the graph theory, and is an old discipline of mathematics, Leonhard Euler. And in mathematics, there is a specific terminology. Network, that means graph. Nodes, vertices. With translation in Romanian, is more difficult. Traducem rețea. De obicei, prin graf înțelegem un număr fixat de puncte legate prin rețea spune ceva mai mult. Graful poate evolua în timp. De asemenea, folosim în limba română și noduri și vertexuri. Folosim și muchii, și linkuri, și laturi pentru rețele. Mai mult, pentru gradul unui vertex. Asta înseamnă numărul de legături care pleacă din acel vertex. Aici, în computer science și în physics, am căzut de acord, dar chimiștii au mai introdus o noțiune, grad de coordinare, număr de coordinare. Tot aia. O mărime foarte importantă, traiectoria minimală, drumul cel mai scurt care le unește două puncte, acceptând că munchiile rețelei sunt egale cu unitatea. Și un coeficient care n-am putut să traduc în limba română, i-aș spune coeficient de agregare, clustering coeficient. Acest coeficient îmi arată că rețelele aleator construite, a căror teorie o avem complet de pe vremea lui Herder și Lehrin, nu aproximează bine relațiile sociale. De ce? Dacă B este prieten cu A și C este prieten cu A, este foarte probabil ca B și C să fie prieteni împreună. Ori teoria rețelelor aleatoare clasică spune că probabilitatea e aceeași, ca B să fie prieten cu C, ca și B să fie prieten cu Z. Ceea ce nu corespunde realității. Rețelele aleatoare au un astfel de coeficient de clustering 0. Oportunitățile de care au beneficiat oați și strogați în construcția modelului lor. Este un model clasic, de asta nu exist, este descris în amănunte în lucrare. Se pornește de la o rețea regulată, deci cu structuri la frontiere periodice. Într-un mod aleatoriu se desface o legătură și se face o legătură cu un alt mod
adică se elimină o conexiune și se înlocuiește cu una la distanță. În felul acesta se creează corelații cu rază mare de acțiune. După un anumit număr de pași se obține o rețea care prezintă coeficient de clustering suficient de mare și în același timp lungimea traiectoriei minimale comparativă cu cea din rețelele small one. Modul în care se răspândește o infecție într-o rețea obișnuită, într-o rețea random network, într-o rețea aleatoare și într-o rețea small world. Evident, rețeaua small world este cea mai bună. In the second part, we demonstrate that the network of pupils in a school is a small world network. Using some experiments, some sociological experiments with questionnaires, and we modeled this network by the program that does not run at the moment. Aceasta ar fi, deci la 40 de elevi, luați la întâmplare de școală, li s-au dat tot la fel din rețele care se transmită. Am profitat de faptul că aveam mai multe corpuri de plângire și am distribuit cât mai arbitrar acestea. Cam așa ar arăta rețeaua legăturilor dintre ei. Avem o lungime a drumului mediu între 2 și 3 cunoștințe intermediare, deci în medie. Și cu softul pe care îl avem, am modelat această rețea și am obținut. Deci, întâi am fixat coeficientul de clustering să fie la fel și pe urmă am găsit lungimea drumului mediu exact la fel. Deci asta înseamnă că rețeaua aceasta modelează rețeaua pe care am investigat. The overlapping index is a quantity that we introduced several years ago. Bigger and outlaws. There is also a paper at EDN 3 about this overlapping index. This substitutes the clustering coefficient for a weighted network or a weighted small world network. Așadar, pentru a fi mai aproape de realitate, am mai făcut un experiment și am atașat niște pondere acestor legături, cerând copilul să scrie, să aleagă dintre variantele prieten bun, prieten sau cunoștință întâmplătoare. Și cu punctaj aferent am stabilit ponderea acestor mochi. Pentru astfel de rețele ponderate, se folosește acest coeficient, de construcția sa este dată în amănunt, în lucrare, și am calculat acest coeficient pentru toți elevii. Pentru ce am avut nevoie de el? In the third part, in the last part of the paper, we studied some possibility of phase transition in a small world network by removing some nodes. Not all the nodes are have the same importance. Removing some special nodes, the network change qualitatively. Pentru rețelele ponderate, tot în lucrarea la care am făcut referință, s-au definit aceste mărimi. Deci am construit funcție de partiție, cu ajutorul ei am definit entropia statistică, energia liberă și așa mai departe. Am studiat cum variază toate aceste mărimi la demolarea, la deconstrucția rețelei. Cea mai interesantă... comportare a avut o susceptibilitate termică sau capacitatea calorică. Înregistrează câteva puncte de discontinuitate.
Există și un test pentru tranzițiile de fază sau pentru prezența punctelor critice, calculând al patrulea acumulant al distribuției și acesta trebuie să prezinte un minim. Aici, deci în prima variantă am înlăturat în ordine, pornind de la cel mai slab conectat, acum de la cel mai puternic conectat. Aceleași puncte de discontinuitate și testul pentru existența punctelor critice. To make some probabilistic evaluation. If we have six levels, and in each level, six steps, in each step this is a 50% chance, the result, supposing is the same, it will be 1.5% the result, less than during the Second World War. So it is normal to have larger initial values, and when there are more steps, you can even not consider the phenomenon. So you are completely right. We live in a small world. This is a rough evaluation. An explanation possible was done in literature, by existence of some notes, we are anomalously high connected to a large number of them. And these nodes act as shortcuts in the network. I must say your presentation was very good. I've read at least two books by Strogatz, and I've written an article on him, and I've written. He's one of the first persons that wrote a paper on the mathematical dynamics of marriage. Your presentation was probably one of the first times I've seen a small world network, 6 degrees, mixed together with the partition function and free energy theory. Was that your theory, or did you learn that from someone? Was the idea your theory, the connection between the nodes and the free energy mixed together? The phase transition in phase transition the and taking away model. Taking away one node. Yes, there was studied in some papers, but not for weighted network. Oh. For usual networks with link or not link. Okay, well, it's a very good presentation. I liked it a lot. We extended a bit. You'll have to send me the paper. I'm going to have to get the paper from you.